Protestul transportatorilor și al fermierilor a continuat și ieri în județul Hunedoara. Mii de mașini, camioane și tractoare aproape au blocat traficul de pe centura Devei și au îngreunat circulația rutieră pe mai multe artere din județ. Demisia! Speranța noastră va învinge nesimțirea voastră. Ori ne-ați umilit destul. Sunt doar câteva dintre mesajele transmise de către protestatari guvernanților, după ce au fost adoptate o serie de măsuri fiscale care îngreunează activitatea acestora. Aceasta este atmosfera din ultimele zile în Deva. Sute de transportatori își strigă nemulțumirile prin ample acțiuni de protest derulate pe drumurile din județ, dar și din țară, vis-a-vis de noile măsuri fiscale adoptate în acest an. Oamenii sunt disperați de prețurile tot mai mari la asigurările obligatorii pentru vehicule, dar și la combustibil. Părerea mea e bine. E bine că fac protest pentru că na, au și ei treburile lor. Eu sunt de acord cu ei, cu toate că na, incomodează traficul, dar nu ai ce să faci mai mult. Ca să-i stopezi pe ei să vină să vorbească, nu ai. Că de vorbă bună nu înțeleg. Și să facă, nu să promită. Da. Altfel eu spun că și eu aș fi făcut mai rău și eu, dar mă abțin.